în contextul chestii asta cu mișcarea MG Tau și alte asemenea, are aportul întrebarea, după câți ani de prietenie sau după câți ani de stat împreună ar trebui să ne căsătorim? Și fetele sunt tot timpul cu întrebarea asta în gură, bărbații au început și ei să se întrebe timid când și când e momentul. Și răspunsul meu, sau probabil cel mai frecvent răspuns, este după 2 ani de zile. Pentru că, dar atenție, după 2 ani de zile de stat împreună complet, asta înseamnă nu țin jumanii haine la mama, nu mai dor pe acasă, nu mă ascund de nevastă mea cu bani, nu mă ascund de prietena mea cu bani, nu fac tot felul de prostii, nu fac... Sunt tot felul de minuni stupide pe care oamenii le fac pentru că relația nu este in full effect, adică, nu știu, de pildă am auzit o fază, a, că mi-am schimbat chestii din calculator cu oricum proastă, nu-și dă seama. Bă, ce încredere să ai în ea sau ce credere să aibă ea în tine în momentul în care faci faze de genul ăsta. Și de asta zic, 2 ani de stat împreună non-stop în care suntem sinceri, în care punem banii la comun și vedem ce cheltuieli avem și vedem cum decurge relația, ajungi la o răscruce în care te întrebi. Mergem mai departe sau ne despărțim? Pentru că am tot auzit și am tot întâlnit și eu oameni care suntem de 5 ani împreună, dar nu știm dacă ne căsătorim. Ce? Ce mai așteptați? Adică mai aveți ceva de descoperit la celălalt sau care-i faza? Și absolut top, am întâlnit un cuplu, erau împreună din liceu, erau împreună de 10 ani de zile și acești chestii, nu știm încă, stai să vedem, să nu știu, și eu eram puțin pilit și am zis, coaie, o încurci pe fata asta. Adică, pana mea, după 10 ani de zile, ce? Ce mai aștepți? Păi stai să vezi, mă, că l-a dat-o în diverse, ea a tăcut și cred că după vreo lună de zile mi-a dat un telefon să-mi spună că i-a dat papucii și că e deja în treabă cu altcineva, adică mă rog, era în discuții să înceapă o nouă relație și după un an jumate de se căsătorea cu tipul ăla și era și însărcinat. Deci de asta zic, este după o perioadă practic pierdeți timp, pentru că cât, adică ce vrea să însemne relație full-time. Chestia asta am descoperit-o la nevastă mea și după ce am văzut că sunt și alte cupluri care fac chestia asta. Tragem la o sanie sau tragem la o căruță sau mergem împreună spre un scop. Eu merg încolo. Mergi tu cu mine sau duci în altă parte? Despre asta e vorba. În momentul în care eu trag să-mi iau casă. Vezi, tragi cu mine? Nu, că eu trebuie să-mi cumpăr niște rochițe și trebuie să nu știu ce. Complicat. Băi, aș vrea să mergem la Paris. Da, dar eu nu prea pot să economisez, că trebuie să-mi iau Starbucks și nu știu ce. Și chestiile astea distrug foarte tare relația. În momentul în care stați 2 ani împreună și unul se trage pe cur că trebuie să-și mai ia niște căști, trebuie să-și mai bage ceva în calculator și nu-i spune celălalt sau... Sunt diverse frecușuri de genul ăsta, de obicei cu banii și de obicei cu fiecare ascunde ceva de celălalt, relația nu o să funcționeze și în momentul în care stabilești un scop comun, hai să strângem avans de casă, chestia asta nu se poate întâmpla în momentul în care fiecare trage într-o altă direcție. De asta trebuie să discuți, trebuie să vezi ce fel de om este celălalt. De pildă, eu sunt foarte praf cu bani, adică eu mă pot în principiu să-i fac, îi fac, dar nu, deci nevastă mea în momentul în care a intrat în viața mea, ea era mai economă, mai gândită, mai nu știu ce, chiar dacă și eu și ea eram sărași, dar ea administra mult mai bine bani, adică decât să luăm jumătate de pui, mai bine luăm un pui întreg și îl prăjim acasă sau din... 100 de lei făcea și ciorbă și felul 2. Eu 100 de lei mă duceam și luam forendii sau prost de genul ăsta. Se descurca mai bine cu banii decât mine și asta a fost un plus. La fel, băi, hai să tragem să ne strângem bani de avans, care hai să tragem să strângem bani de toată casa. Hai să tragem pentru că vrem să mergem la New York, vrem să mergem în Las Vegas, vrem să mergem nu știu unde. Nu se poate să trag doar eu și tu să spargi toți banii pe care îi faci. Nu e ok.
Și nu suntem genul de relație de cuplu în care eu fac 10.000 de euro și ea face 1.500 și la asta am câți bani de buzunar să iau. Așa. Deci, cumva trebuie să te întâlnești la mijloc. Și de asta, în anii ăștia în care stați împreună, vezi dacă se poate trăi cu persoana respectivă. Pentru că, și aici știu că nu spun ceva nou, nu-l poți schimba. Nu-l poți schimba tu. Indiferent că ești bărbat, că ești femeie, nu-l poți schimba pe celălalt. Cel se schimbă doar în momentul în care fie este singur, fie este foarte nasol. Adică în momentul în care te tragi pe cur cu asta, te tragi pe cur cu cealaltă. Bă, aveam un tip care, un amic, bă, trăgea niște bășini, bă, deci se scurojau pereții. Eu nu pot să renunț la bere. Cine mă vrea, mă place așa. Bă, dar zic, ok, noi suntem prieteni tăi, înțelegeți, și suntem bărbați. Dar o femeie nu poate să suporte, bă, deci era teribil. Tu te faci niște analize, fă ceva. A, nu, că vă descurc. Bă, și toată relația lui durau 2-3 săptămâni. Adică mai mult data nu puteai să-l suporți. Până la urmă, om a trebuit să renunțe la bere, pentru că, surpriză, doar așa a putut să-și găsească o femeie care să-l suporte. Deci, faza de genul ăsta se întâmplă. Și dacă ar fi găsit femei care să-l suporte în halul ăsta, da, okay, n-ar fi renunțat la chestia asta. Și asta se întâmplă la, de pildă, la femei este chestia aia cu imaturitatea și cum se comportă ca niște prințese și se pisice și nu știu ce așa, care este foarte, foarte mizerabilă de făcut, mai ales după o anumită vârstă. Și se comportă așa pentru că le merge. În momentul în care îi spune femeie, bă, nu mai face chestia asta că e de căcat, că ai 30 de ani, da, eu am obișnuit așa și mie îmi place așa și nu, cu mine nu. Se opresc. În momentul în care nu le mai merge așa, se opresc cu absolut orice chestie, cu absolut orice chestie. În momentul în care nu-ți mai merge în felul ăla, te oprești.